Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi vom face niște măsurători. Avem minus 6 grade pe peretele casei. S5, S4, minus 2. Deci asta rezultă că peretele casei este mai rece decât geamul. Asta înseamnă că prin geam am pierderi mai mari decât pe peretele casei. Din această cauză am luat niște film de izolație secundară de la Dial. Dial zice că e garantat 2 ani. Așa. Ia să vedem ce mai zice el aici. Așa, deci film de izolație secundară. Filmul de izolație secundară creează un efect de dublă izolație la nivelul ferestrei, împiedicând producerea curenților de aer și reducând pierderea de căldură. La montare trebuie să avem în vedere următorii pași. Trebuie curățați și uscat fereastra, ăștia zic că la interior. Aplicați bandă în jurul suprafeței de izolat, pasul 2, pe partea din interior a cadrului. Tăiați folia la dimensiunea dorită, lăsând un spațiu de 50 mm la fiecare margine. Apăsați filmul pe bandă, asigurați-vă că rămâne neted. Pasul 5. Încălziți filmul cu un uscător de păr de uz casnic pentru a îndrepta cutele. Și 6. Decupați surplusul de film din jurul cu un cuțit ascuțit. Da. Rămâne să vedem cum acționează în timp. Deci suprafața totală este 12 metri pătrați. E de fapt o folie transparentă. Așa. Și niște bandă dublu adezivă. Așa. Da. Până la o nouă experiență, vă rog să rămâneți sănătoși și bucuroși. Doamne ajută!